Și aici putem să ne folosim de banii care vin de la comunitatea europeană. Da, iată o idee care într-adevăr merită votată, ca să spun așa, domnule Pană. Perioada până în 2020 există o directivă a Uniunii Europene cu un program care spune că 20% din bugetul comunității europene este alocat pentru această energie regenerabilă. Doamna profesor, vă rog. Eu nu mă pricep la lucrul ăsta și ar fi culmea să-mi dau cu părerea, dar în cazul în care aș citi un studiu făcut de specialiști care ar confirma ceea ce spune domnul, bineînțeles că aș susține acest lucru nu numai pentru Craiova, ci pentru alte locuri din țară și de ce să nu facem lucrul acesta. Cum să nu susții un asemenea proiect? Dacă într-adevăr se confirmă că se poate face lucrul acesta, da, cu toată inima. Nu contează că este din alt partid. Important este că un lucru bun care trebuie făcut pentru craioveni. Dar eu voiam să spun că eu, bine, am mai multe lucruri pentru care cred că o să militez și o să-mi folosesc votul meu în Parlamentul României. Dar prioritatea priorităților, deși toate sunt prioritare la cum merge țara aceasta, și aș vrea să o spun ca să nu zică cineva, a fost ideea mea. Să știi că a fost a mea ideea. Este faptul că este normal să corelăm salariul minim pe economie națională cu coșul minim de consum. A existat o lege, ea n-a fost abrogată, dar a intrat în nelucrare pentru că nimeni nu vrea să se uite la ea. Ce înseamnă lucrul acesta? Institutul Național de Statistică trebuie să vadă cât consumă sau cât ar trebui să consume un copil, cât ar trebui să consume un pensionar, cât ar trebui să consume... Și să facă o medie pentru să facă o medie sau... și salariul să nu fie stabilit așa, pur și simplu. Atât avem noi să vă dăm. Pentru că nu se poate. Salariul minim din ziua de astăzi nu acoperă nici facturile lunare. Și atunci trebuie corelat astfel încât un copil care merge la școală să fie hrănit. Deci uităm că tânăra generație, dacă nu este hrănită bine, dacă nu este încălțată bine, dacă nu este educată bine, va fi peste câțiva ani de zile o generație bolnavă, pentru care va trebui să-i cheltuim alți bani, să facem alte spitale, să facem alți medici care nu știu de unde îi vom mai lua, că vedeți, pleacă în corect, străinătate. Dacă stau bine să mă gândesc, un copil acum e susținut de statul român, nu numai pe guvernarea USL-ului, ci și pe APDL-ului și înainte, cine a mai fost? Cu 2 milioane, parcă. Nu, cu 2 milioane, cei care într-adevăr depun acele documente și solicită, dar cei care nu depun, din diverse motive, primesc în jur de 300-400 de mii, cred. Da, da, da. Deci nu poate un copil... Asta e locația. Asta e locația. Da. 400 de mii să întreții un copil. Bine, o lună de zile se spune că alocația nu trebuie să fie un supliment. Dar supliment totuși, la ce? 400 de mii nu costă nici măcar o pereche de ghetuțe pe care... Pentru că dacă iei din cauciuc... Nu, vreau să aduc în atenție că statul român, în momentul de față, nu susține absolut deloc copiii din țara asta. Copiii care, de fapt, sunt urmașii, da? Cei care vor conduce până la urmă. Nu-i ajută pe tineri să-și facă o familie, să-și întemeieze o familie, să-și facă o casă, în momentul în care tu ai 7-8 milioane, 10 milioane maxim salariu pe lună. Pentru că sunt și cazuri. Să zicem că i-ai pe aceea. Cum să-ți permiți să faci un copil și să-l crești când tu n-ai casă, când tu n-ai cratiță, când tu n-ai lingură? Deci este o nebunie ce este în țara asta. Iar lucrurile trebuie discutate la modul cel mai serios, văzut de unde începe răul, pentru că trebuie să vedem într-adevăr de unde începe răul. Eu am ideea mea de unde începe răul. De unde, doamna profesor? De la furtul masiv. Vedeți, doamna profesor. De la furtul masiv. Revenim la același subiect, nu? Corupția și politica. De la furt. Asta este adevărul. Și apropo de furt, uitați-vă în 6 luni de zile ce că spunea dumnealui ce a făcut. Au reușit să încaseze mai mulți bani la buget și au reușit să-i facă pe unii să aducă banii pe care nu voiau să-i dea ca taxe și impozite la stat. Doamna, deci profesor, trebuie măcar jumătate. Doamna, profesor, să fură acum mai... Măcar jumătate din banii care au fost furați. Știți de ce? Eu nu zic eu că se fură. Deci domnul Nicolae Văcăruiu, da? Da. Care este președintele Curții de Conturi, dânsul a spus că 40%... Avem Curte de Conturi și nu știam că mai există Curte de Conturi. Există și domnul numai Nicolae că Văcăruiu e președintele prerogativele... Nu zic ironic, chiar n-am mai văzut nimic. Numai că prerogativele dumnealor au fost atât de ciuntite încât dumnealui face un raport, spune despre ce este vorba și nu mai are puterea să mai și acționeze. Este o analiză a Curții de Conturi. Iar trebuie făcută o lege în așa fel încât Curtea de Conturi să fie Curte de Conturi și oamenii
care nu sunt corecți și care au o problemă să se teamă de acest raport al Curții de Conturi și de ceea ce spune. Asta vreau să spun, că nu se mai teme nimeni de Curtea de Conturi din România de azi. Asta era se teme nici de ANAF, unde în Statele Unite... Din păcate, de vină sunt politicieni. Să fie clar acest lucru, pentru că tema este politica și corupția, da? Exact. În momentul în care... Generează, iată, politica corupției și corupția la rândul ei? Corupția s-a infiltrat foarte puternic în politică și, din păcate, nu este bine. De aici am și plecat și aceasta este tema. De aceea m-ați întrebat de foarte multe ori de ce n-am intervenit. Tocmai că aceasta era tema. Noi să vedem ce facem aici. Și atunci nu trebuie să ne scoatem ochii unul la altul, ci trebuie să vedem cum stopăm pe cei care fură. Să vedem cum înlăturăm. Sunt convins, și m-ați întrebat, sunt convins. Uitați-vă și eu am văzut, să nu dau un post de televiziune, vă rog, care prezintă dosarul candidaților și am văzut, după cum prezintă acele dosare, pe 80%, după calculul făcut de mine, s-ar putea să fie și mai mult, n-au ce căuta în Parlament. Dar 80% din dosarele de viitor, de candidați la Parlamentul României, sunt supuse acestei... Acum aduc în discuție, pentru că mie mi-a plăcut una, de ce să nu fiu sinceră, chiar dacă am criticat, să spun așa, guvernul PDL, totuși această acțiune a RD-ului de a tria pe cei care intră în politică, vorbesc de acea comisie de etică, dacă într-adevăr se ținea de ea așa cum ar fi trebuit, cred că este foarte important că atunci când intri într-un partid și candidezi la o funcție, iată, în Parlamentul României, să ai totuși o curățenie acolo. Stimată doamnă. Vă rog, domnule Marcea. Nu trebuie să facem nimic noi, politicienii, pentru justiție. Trebuie să o lăsăm decât să-și facă treaba. Asta da, foarte corect. Foarte corect ce spune domnul. Trebuie să facem legi bune. Eu am ajuns... Asta e probabil, că în viață trebuie să le treci pe toate, multe. Nu? Să te acuze cineva din partidul lui Dan Voiculescu în țara asta. Că ești tu hoț. Asta e viața. Probabil că vom duce demagogia pe cele mai mari cu putință. Dar noi avem istoric. Vedeți-l pe prim-ministru Adrian Năstase mergând cu domnul Bivolaru la parchet. Vedeți-l pe domnul Victor Ponta scoțând poporul uselist împotriva aplicării legii împotriva domnului Nicolaescu. Pentru că domnul Ponta se considera și procuror și judecător și curte de apel și tot. Vreau să vă spun ceva, din punctul meu de vedere. Trebuie să facem un singur lucru. Să lăsăm justiția să funcționeze singură și independent. Dar cum știm? Cum știm, domnule Marcea, că justiția într-adevăr funcționează independent? Doamnă, se vor simți când vor fi... Păi și deci, mai mări și ori genul Adrian Năstase. Da, să nu fie prea târziu totuși pușcării pentru România, pentru că, iată, așa cum spuneam... Niciodată nu este prea târziu. Vorbeam, vin în urma noastră copiii noștri care... Ați văzut tot USL-ul strâns acolo și acuzând... Au nevoie de o societate sănătoasă. Și poliția sănătoasă și totul, că l-au luat pe Adrian Năstase. Vedeți? Vorbim de corupție și spunem noi suntem cei mai curați și cei mai buni. Cine dar când asta? L-au luat pe Adrian Năstase, s-a perindat tot PSD-ul ca să-l apere pe acolo. Până la urmă trebuie să hotărâm. Facem politică și lăsăm justiția să funcționeze. Și nu mai trebuie să promitem, doamnă, tot felul de proiecte. Pentru că oricum ajungi și în Parlament, cu toții se înrolează într-un grup politic și unde au un anumit program guvernamental pe care sprijină. Din Parlament poți să-ți mai ajuți zona atâta timp cât încă te mai trage firul. Dar noi aici în Craiova, vreau să vă spun ceva, noi avem un istoric, avem niște vagoane întregi de vorbitori pe la televizoare, pe la București, care stau mult mai mult în București la televizor decât să vină să facă treaba pe aici. Și ei sunt într-un număr foarte mare parlamentari și aș vrea poate aud și un reprezentant al USL-ului care să vină să-mi spună și mie, știți, domnul deputat putare sau domnul deputat putare sau domnul... Aș vrea să-i laude cum l-am lăudat eu pe Radu Berceanu, doamne. Aș vrea să aud ceva spunând de cineva de la USL să spună, domnule, din județul Dolj sunt la București în momentul de față 10 parlamentari de la USL. Domnule, oamenii ăștia au făcut cu tare în județul Dolj. Câți vor fi? 15. Facem pariu că vor fi 9? 15. Vor fi 9. Poate garantat. 14, că nu știu dacă mă de la doamne, sau cum, doamne, dar 14. Dumneavoastră nu știți unde e Bulzești, păi, în colegiul dumneavoastră și îmi spuneți câți parlamentari vor Pan fi aici, județul. Dar stimate, domn, să fie nouă, am ridicat mânuța. Vă rog.
Dumneavoastră sunteți, no. sunteți tot o contradicție. Nu sunt un cunoscător al situației politice locale. Domnule, lăsați-mă să termin ideea până la vă rog, domnul Marcea, haideți să lăsăm să vedem ce vrea să spună doamna. Acum spuneți că justiția nu funcționează. Ca nu, peste un trebuie minut, lăsată ca să peste funcționeze un minut să de Dan Voiculescu, de Antena 3, de toată lumea. Ducându-l pe trebuie... domnul Năstase la închisoare. Și pe alții ca el. Ce anume? Ori a funcționat, ori n-a funcționat. Doamnă, justiția trebuie lăsată să funcționeze. Bun, nu trebuie, și mă, cine n-a lăsat-o? Dumneavoastră și Antena 3. Deci Bibolaru, în m-am momentul hotărât, în care... dumneavoastră și Antena 3. La Antena 3 ați atacat Curtea Constituțională. Da, și o atac în continuare. Vă felicit, doamnă, că ați avut o atitudine extraordinară. Ani ar trebui desființată, da? Pentru că nu este o instituție românească și n-are ce să și caute. Și CNSAS-ul? Nu, cum CNSAS-ul ce alții? Nu-l vreți să-l desființați? Știți ce înseamnă CNSAS de mă întrebați dacă vreau să-l desfințez? Corchivele securității. Cum să desfințăm așa ceva? Nu, nu. Dar anii de ce, doamne? Dar, nu, dar ai desfințat? Doamna, și el a desfințat. Doamna profesor, doamna profesor, da. Administrației publice profesor, ați trimis, vă rog, da, vă rog că anii e important. De, nu, de-a spus de ani, dar de ce? Nu, mai puțin. Puteți dialoga, nu trebuie să vă... Ați trimis documentele în arhivă, deci dacă, spre exemplu, avem documente din perioada austro-ungară, normal ar fi să se ducă în Austria sau la Budapesta, pentru că asta a făcut domnul Boc cu ai lui domn. Vedeți un fel de poliție politică, anii? Poftiți? Vedeți... Nu, nu-i văd rostul una la mână, a doua la mână, deci, aș lăsa-o, aș lăsa... Păi, adică... Pentru că avem parchet, stimate domn. Nu, 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 pentru că avem instituții ale statului care trebuie să funcționeze. Eu nu văd rostul nici al DNA-ului. Și deci, având parchet general, având procuror general și având, putea să fie o secție a parchetului general, nu una cu moți în altă parte. Domnul Pană, domnul Pană, cert este... Domnul Marcea, domnul Marcea, numai puțin, vă rog. Stați puțin, nu, haideți să vorbim, haideți ca să ne terminăm ideea. Vă rog. Și DNA-ul trebuie desfințat. Dacă ar fi după mintea mea, da, dar nu e și după mintea. Și a USL-ului, nu? Poftim? Sunteți la guvernare. Da, domnule, eu n-am vorbit în numele USL-ului acum, am vorbit în numele meu. Nu, nu, iar păi, Curtea asta... Constituțională nu trebuie desfințată, pentru că este o instituție... Nu trebuie desfințată nici Curtea Constituțională. Nu, stimate domn, dacă ați fi citit Constituția, ați fi constatat că această Curte Constituțională este menționată expres în Constituție și lucrul acesta îl poate face USL-ul dacă schimbă Constituția, dar nu cred că va scoate Curtea Constituțională, ci va face alte prerogative și altfel alegerea membrilor, dar ANI este deci o instituție umblați hibrid și la, care și la face... Curtea Constituțională, umblați și la logic, DNA și la ANI logic, și deci, la stimate, Consiliul domn. Național de Studiere deci, Arhivelor, la toți săptămână, desfințați totul, la nu? O săptămână, doamnă, nu luați nici 40%. La o săptămână după ce Curtea deci, Constituțională discurs, a spus bacă e albă, bacă e neagră și și-a bătut joc de 7.500.000 de voturi care au spus ca domnul Băsescu să mai plece acasă, eu am făcut plângere penală împotriva celor 6 membri ai Curții Constituționale care și-au depășit cu multă domnule atribuție. Pană, și iertați-mă, vă rog, vă rog să îi permiteți domnului făcut-o, Pană. Am făcut-o în ideea în care există un articol în Constituție care spune nimeni nu este mai presus de lege. De lege, da? Domnul, dacă și domnul Pană, domnul Marcea, întrebare. Nu, 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 da. Mie întrebare, mi se pare, vă rog. Nu, afirmațiile făcute de doamna profesor mi se par foarte grave și mai ales le pun în contextul în care acel ONG-ul în frunte cu un domn, da, care a condus... La care ONG vă referiți? Un ONG care a condus acele manifestări care au avut loc în piața universității, n-are rost să-i spun numele că nu vreau să-i fac publicitate și acelui domn, în care a zis, a cerut desfințarea, într-adevăr, a cerut desfințarea unor instituții, între care și Curtea Constituțională, în care am și ANI... Am spus că nu Curtea care, Constituțională, între care, ANI nu este nu, în Constituție. Nu, cred că s-a înțeles greșit, nu era vorba de Curtea. Ați văzut că... Haideți să-i dăm voie, confuzia. Dar asemenea, încă o dată, asemenea afirmații că ANI, Curtea Constituțională și alte stimate instituții... Domn, nu puneți pe același plan Curtea Constituțională cu ANI. Curtea Constituțională este o instituție care este prevăzută de Constituția țării și nimeni... Nu înțeles că umblați la Constituție și... Dacă umblați la Constituție, nu, puteți să și... N-am spus că o desfințează, am spus că se poate și fără să se umble la Constituție, se poate face o lege de organizare astfel încât Curtea Constituțională... Să facă ceea ce vrea un anumit partid, nu, domnule, să reprezinte într-adevăr ceea ce a vrut legiuitorul când a făcut Constituția. Pentru că o curte constituțională n-are dreptul să pună Constituția pe un pat al lui Procus, să o întindă și să o strângă așa cum vor interesele unui partid sau unui președinte. Nu, domn, pentru că așa vor interesele nu, unor partide sau iar ANI este o instituție vorbiți, cerută de doamna Macovei, care nu este prevăzută în Constituție. Nu sunteți în clasă să ridicați vocea la elevi, da?
Eu nu sunt elevul dumneavoastră și nu ridicați vocea la mine. Haideți să ne păstrăm, vă rog foarte mult. Dar în momentul în care vă ridicați tonul, această confuzie, deci nu introduc eu, dumneavoastră introduceți. Anii nu este prevăzută în Constituție. Anii se poate desfința și mâine. Și dacă nu este prevăzută, doamna... Și la ce oameni au fost la conducerea acestei organizații și la ceea ce s-a făcut până acum? Haideți să-i dăm voie domnului Panevărov. Degeaba înseamnă că a spus această temă politica și corupția, pentru că în momentul în care noi, ca viitor parlamentari, mergem acolo și spunem să desfințăm aceste instituții care totuși încearcă să mai perie, să mai curățe din cei care fac aceste acte de corupție, înseamnă că n-are rost să ne mai ducem. Stimate domnule, aveți la deputați, iertați-mă, n-am vrut să fac atac la persoană, că nu mă interesează până la urmă. Un domn care într-adevăr nu este definitiv condamnat, dar este condamnat la 3 ani de zile și dumneavoastră spuneți de ani. Păi hai să vedem ce face ani, dar nu ani ca instituție, ani ca oameni numiți acolo. Doamne, încă o dată dumneavoastră, când spuneți ANI, spuneți o instituție. Da. Când spuneți Popescu de la ANI, spuneți spun o persoană. O instituție care a fost înființată pentru că așa a vrut doamna Macovei și zicea dumneavoastră la un moment dat, deci, dată, a fost bine cu Comisia de Integritate la PDL. Nu confundați piața universității și cu totuși, aceste dezbateri. Și totuși, vă rog, întrebare. Vă și rog, totuși. Vă rog. Avem atât de multe instituții în România de control. Se calcă în picioare unele avem pe altele. Avem DNA, avem poliție. Și le plătim. Le plătim. Vă întreb, întrebare. De ce totuși corupția ne sufocă în halul ăsta? Pentru că România. Toate sunt corupte. Domnule Pană, domnule Marcea, chiar și doamna Angel. Vă rog, domnule Pană, să vă dau voie să vorbiți mai mult. Nu că să-mi dați voie, pentru că eu de vorbit vorbesc, însă nu, mie nu-mi place modul în care ori avem dialog și ne respectăm reciproc, ori dacă nu are rost, discutăm și atunci când îți vine rândul, vă rog, n-ați cronometrat și nu mă interesează timpul pe care îl cronometrați. De ce avem aceste foarte... Deci nu sunt foarte multe instituții, doamnă. Aceste instituții au fost făcute pe măsură ce evenimentele, da, din 1990 și până acum au evoluat. Pe măsură ce corupția aceasta, în loc să scadă, a crescut, era normal că trebuie să anumite instituții. Că există corupție și în anumite instituții este cu totul altceva. Dar asta nu înseamnă că trebuie să desfințăm instituțiile respective. Noi trebuie să întărim instituțiile respective. Noi trebuie să venim cu oameni care, pe care, nu cu oameni, trebuie să lăsăm oameni de aceea să-și facă datoria. Noi nu trebuie acum să așteptăm sau da, lupta, cred că lupta care s-a dat, oamenilor care lupta care s-a dat în vara aceasta respective a fost pentru justiție, doamnă. Pentru corect, justiție corect a fost lupta în vara aceasta, da? Corect. Ori dacă noi încercăm... Nu e corect. E foarte corect, doamnă. Corect, că am spus că s-a dat lupta pentru justiție pentru că speram totuși, așa cum spunea domnul Marcea, că totuși va rămâne o justiție independentă în România. Nu a fost lupta justiției. Pentru justiție. Nu e corect. Vă rog, să-i dăm voie și continuați dumneavoastră. Da, dați-mi voie să-mi pun și un punct de vedere. Vă rog, dumneavoastră, aveți dreptul după aceea să vă spuneți punctul de vedere. Încă o dată, poate că aveți o deformație profesională. Ridicați tonul, întrerupeți și așa mai departe. Până acum, eu vă cred, un dar fiecare are un timbru vocal poate mai apăsător, unul mai, știți, și nu trebuie un să un vocal mai apăsător. Dar poți să nu interpretăm totuși. Dar poți să l-am și muzical. Să nu interpretăm. Haideți să vorbim puțin mai muzical ca cei de acasă să vă privească și să vă iubească, da? Pentru a vă da votul. Da, noi aici venim într-adevăr să expunem cetățenilor ideile noastre. Cert este că... eu nu sunt de acord cu ceea ce dumneavoastră ați zis, că sunt prea multe instituții și că instituțiile... Am spus-o în contextul în care vedem că totuși nu se întâmplă nimic la nivel macro privind corupția. Este foarte bine, deci tot legiuitori au fost, tot dintre noi au făcut-o, din păcate. În România se fac multe legi bune, nu toate, multe legi bune. Dar sunt prost aplicate, nu? Dar nu se aplică. Unele nu se aplică, iar altele sunt încălcate tocmai de cei care le fac. Asta este una din metehnele pe care noi trebuie să luptăm. Da, sfatul meu, dacă pot spune, adică îmi permis să am un sfat, ținând cont de vârstă, de experiență și așa mai departe, cred că ar trebui să fiți foarte atenți dacă veți ajunge în Parlamentul României, domniile voastre, atunci când se fac legile acolo. Da? Pentru că de acolo pleacă, așa cum spuneam mai devreme, tot ce înseamnă rău sau bine. Absolut. De aceea mi-am și permis să vă spun că în Parlament eu nu am nimic. Este foarte bine că am văzut că legea permite și la tineri de 23 de ani sau și așa mai exact departe. Însă, în cei 23 de ani care au venit și mai ales în ultima perioadă, am văzut foarte mulți tineri, dar mulți tineri care sunt fii de președinți de Consiliu Județean, fii de parlamentari care da, urmează iată tatul, și asta o problemă cu fii care nu știu ce, no. Și atunci sfatul dumneavoastră este bine să se adreseze către toți, dacă ați putea, ca în momentul în care te duci în Parlamentul României, să știi pentru ce te duci acolo,
pentru a face legi bune. Acela a fost punctul dumneavoastră de vedere și eu îl respect. Da, mulțumesc mult, doamna profesor. Vă rog, vis-a-vis de ceea ce spuneam legat de cei care fac legile în Parlamentul României. Păi până acum le-a făcut PDL-ul, eu cel puțin în perioada asta am protestat, și nici măcar nu le-a făcut în Parlament. A venit domnul Boc și a asumat răspunderea și am avut 14 legi, toate de importanță națională. Și i-a lovit pe oameni, și la copii, și la oamenii cu dizabilități, și pe pensionari, și pe pensionarii militari, și în sănătate, și în învățământ, și la nivelul de trai. Ne-a lovit pe toți. Că eu pot să spun că am fost lovită la fel ca ceilalți. Vorbim de legi? Păi dacă mergi în Parlament, te duci să lucrezi și să votezi și să discuți legi. Nu să stai lipit de scaun, cum a făcut PDL-ul. Domnule Marcea. Și domnul Boc să vină să-și asume o răspundere și, iertați-mă, voiam să completez apropo de ANI. ANI este înființată printr-o hotărâre a Parlamentului. În momentul în care Parlamentul hotărăște că această instituție este o ciupercă sa profită, care suge banii poporului degeaba și nu face nimic, poate să o desființeze. Iertați-mă, eu n-am văzut de la ANI încă un pește mare, 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 nu contează de unde, cu care să meargă în instanță și ăla să fie condamnat și să-i se... Bă, mai mult decât atât, nu condamnarea mă interesează, să-i fi luat banii înapoi. Domnule Marcea, cum vedeți aceste lucruri? Păi, deci doamna, eficiență zero. Doamna mă întreabă pe mine și eu pot să-i răspund. Vă rog, pe scurt, ca să-i dăm voie domnului Marcea. Vorbește doamna cu domnul Pana. Da, acum, acum s-a modificat, pe doar, nu? Ar trebui să schimbăm puțin. Deci acest... Că eu sunt de centru. Vă rog. Da, domnule Pana. Acest ANI, din păcate, uitați-vă și noastră, când un parlamentar sau doi parlamentari sau trei parlamentari a fost supus discuției, tot parlamentul, marea majoritate a parlamentarilor s-au strâns cerchin și au făcut front împotriva lui ANI. Sper ca doamna profesor să nu faceți parte din cei care vor face lucrul acesta, pentru că este o instituție. Analizăm, e adevărat, sunt de acord, hai să vedem care sunt atribuțiunile, dacă sunt bune, dacă nu sunt bune, să vedem unde nu e bine și așa mai departe. Dar să spui că o instituție, pentru că l-a lovit, eu nu vreau să spun acum ca Marcel, că domnul Voiculescu sau pe altcineva, că nu folosesc, dar a lovit o persoană dintr-un partid, de exemplu, de la mine sau de la dumneavoastră, eu să fac front comun și să spun ANI nu e bună. Iertați-mă, trebuie să-i răspund. Vă rog pe scurt, pentru că mai avem foarte puține minute să-i dăm voie domnului Marcea. Vă rog. Deci, Parlamentul nu votează pentru a-i da urmărirea, dreptul de a începe urmărirea penală la cererea lui ANI, ci la cererea DNA-ului sau parchetului. N-are nicio treabă cu chestia asta. Deci, dumnealui este într-o confuzie totală. Dacă ar fi citit legea ANI, ar fi știut despre ce este vorba. Nu, doamna profesor, nu vă faceți că nu înțelegeți. Foarte mulți parlamentari care au fost atacați de ANI au sărit pentru a desfința ANI. Vă dau un exemplu, de că nu este aici, domnule, domnul Borberi, de pe exemplu, mine nu da? M-a atacat ANI și uite că am sărit să fie desfințată. Înseamnă că cineva de acolo, probabil nu, că vă înseamnă e că eu am minte, că gândesc și ca că Borberi, nu mi se pare ca normal, domnul Borberi care... Și nu mi se pare normal, Marcea, să plătim dubluri de instituții când avem un parchet general care are o sarcină și trebuie să-și o facă. Domnule Marcea, pentru că mai avem 4 minute la final de ediție, vreau să revenim totuși la discuția privind oferta noastră electorală. Candidaturile politice. Și vă rog, domnule Marcea, să ne spuneți așa în 2 minute. Candidez într-o zonă de oameni simpli, oameni simpli care stau și se uită să plouă în primul rând acum. Nu stau să se gândească la ANI sau la tot felul de chestii. Au chestia, au o modestie a lor până la urmă. Ei au o singură problemă, apa. Când vor avea apă și vor iriga în zona agricolă, atunci ne vom dezvolta cel puțin în zona agricolă a județului ăsta. Asta e viața. Când vom avea atâta timp cât vii candidat și nu știi unde candidezi și spui că vei face pentru oameni, dar nu știi unde candidezi și vrei să desfințezi instituții, cu tot respectul. Dar nu știu de candidezi. Și vii și de la Partidul Conservator și te dai cinstit cu Dan Voiculescu și nu știi unde e Bulzeștiul. Chiar nu prea avem un mare viitor. Cam astea soluțiile USL-ului până la urmă.
oameni veniți de departe care nu știu unde este colegiul și vor să facă bine. Până la urmă, lăsând la o parte aceste înțepături, să spunem așa, electorale, sunt realități. Aș vrea să priviți... Și visăm despre desființarea ANI și DNA, singurele instituții care în raportul de țară au fost, s-a scris despre ele că au făcut ceva aici. O, Doamne! Dar probabil că... Care asta... raport de țară? Făcut de cine? De doamna Vivian Redding, care și-a permis împreună cu domnul Barroso să ne dea o listă de 11 puncte și să amestece în treburile noastre interne. Pe domnul Voiculescu, de doamna Vivian Redding, care și-a permis să-și bată joc de votul meu și încă o 7,5 milioane de oameni care am spus ca cineva să plece acasă și este în continuare și vorbește în numele poporului român, domnule. Stimate, deci, domnule, populism. Atât veniți. Stimate, domn, populism. Eu nu sunt populistă. Astăzi ați văzut că a picat... Deci eu nu sunt populistă. Ați văzut că a picat secretarul general adjunct al guvernului. Am să vă spun un lucru. Al guvernului pentru declarații... Ca românii... Declarația anti-americană. Sunteți anti-europeni și dictatorial. Nu, stimate, domn, sunt împotriva unei anumite nu, persoane. Sunteți anti-europeni, nu, doamnă. Stimate, domn. Deci rog, persoana frumos, respectivă pe domnul Dan Voiculescu și plecați în Rusia, doamnă. Funcția și responsabilitatea doamnă. Care o are. Stimate, nu doamnă. E Uniunea Europeană vinovată pentru că o persoană înțelege să facă abuzuri. Stimate, doamnă, dar raportul Rusia, este doamnă. Cu acordul doamnei Vivian, care se pupă tot timpul cu doamna Macovei. Doamna Macovei, care a făcut praf justiția în momentul în care a fost dumneai ministru. O luăm pe puncte. Doamnă, stimate, dumneavoastră doamnă. Sunteți profesoară și vă pricepe și la juriu. Din păcate mai avem două minute, domnule Marșan. Da, stimate, pricepe... domn, pentru că am câțiva ani de drept. Doamna profesor. Da, Burzești, tu ați aflat unde este? Doamna profesor da, Angel. Trei localități sunt Burzești în această țară. Dumneavoastră pe care o știți. Dar dumneavoastră unde candidați? Doamna profesor Angel, vă rog, domnule Pană, domnule Marșan, vă rog, sunt minutele dumneavoastră, e păcat să le pierdeți. Vă rog, au fost acum, vă rog să priviți în ochi cetățenii și să le adresați, să-i convingeți că meritați fiecare să fiți votați pe colegiile respective. Și repet, domnul Ionel Pană, reprezentant PPDD, colegiul 3, Camera Deputaților, doamna profesor Cristiana Angel, reprezentant PC, colegiul 1, Senat, și domnul Marcel Marcea, reprezentant PDL, colegiul 4, Senat. Domnule Pană, vă rog, vorbiți cu cei care ne privesc. Eu vorbesc cu cetățenii în fiecare zi și mă adresez acum celor care sunt dezamăgiți. Încă o dată îi rog să aibă încredere, chiar dacă au văzut o această dezbatere în care au fost diverse polemici, că viitorul Parlament, din care, dacă voi face parte și sper să fac parte, va avea o altă atitudine. Sper ca, într-adevăr, Parlamentul să reprezinte poporul român. Sper ca, într-adevăr, atunci când spui că ești parlamentar, să te zbați pentru oamenii pe care îi reprezinți. Să faci legi juste, legi corecte, pe care în primul rând tu să le respecti. Să ceri în același timp instituțiile statului să-și facă datoria. Stimați cetățeni din Colegiul 3, Colegiul 3 care fac parte și Mofenii, și 1 mai, și Craiovița, și Rovine, și Calea București, și Severinul, și așa mai departe, am un colegiu destul de așa întins, da? Îi rog încă o dată să aibă încredere în noi și în mine, și atunci când vorbesc cu dumnealor, să înțeleagă că nu vreau altceva decât să le aflu dorințele pentru a le putea transforma în legi și pentru a putea să vin în sprijinul lor. Doamna profesor, vă rog, adresați-vă cetățenilor. Eu mă adresez tuturor, și celor care sunt în colegiul meu și tuturor, pentru că eu nu candidez la locale să mă duc pe o anumită secțiune. În momentul în care ești parlamentar și ajungi în Parlament, legile se aplică tuturor în această țară. Și celor de la Suceava, și celor de la Cluj, și celor de la Craiova, și celor de la Caracal, acolo unde sunt eu. Ce pot să le spun oamenilor este... N-am fost membră de partid până acum 2 săptămâni de zile. Nu sunt raseistă. Nu m-am dus în funcție de cum au fost interesele mele. De 2 ani de zile am protestat și am spus că lucrurile merg rău în această țară. Și în vară am avut satisfacția faptului că 7,5 milioane au gândit, sau mai bine zis, ca să nu fiu mândră, eu am gândit precum 7,5 milioane de oameni și am zis și am spus că așa nu se mai poate și că ne vrem țara înapoi. Dacă vreți într-adevăr să fiți stăpân pe soarta dumneavoastră și să trăiți
măcar la limita decenței. Vă rog din suflet, puneți cu atenție ștampila. Dacă vreți să mă votați și considerați că merit, faceți lucrul acesta. Dacă dumneavoastră considerați că eu vă pot reprezenta interesele, faceți-o. Și vă promit, cu mâna pe suflet și în fața lui Dumnezeu, n-am să vă dezamăgesc niciodată. Domnule Marcea, adresați-vă. Cui să mă adresez? Celor care vor dori să vă pună votul acolo pentru Stimată Parlament. Doamnă, în acest moment stau să mă gândesc sincer dacă mai vreau să mai merg în Parlament și să mă întâlnesc cu tot felul de oameni care spun atât de multe lucruri trăznite. Oamenii sunt mai înțelepți decât credem. Atât pot să spun. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc mult, vă doresc mult succes. E posibil să ne revedem în această campanie electorală aici, la Dublu Impact. Cert este că apreciez acele idei la fiecare parte pe care le-ați enumerat mai devreme și despre care ați vorbit. Pe fiecare domeniu mi s-au părut într-adevăr lucruri care pot fi aplicate dacă într-adevăr se va vrea. Și sunt, să spun așa, idei care țin și au rostul aici în comunitatea noastră și în țara noastră până la urmă. Vă doresc încă o dată succes. Și să dea Dumnezeu cei de acasă să pună votul acolo unde consideră. Facă-se voia Domnului. Amin. Da, corect. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor de acasă și nu uitați, dacă vreți detalii pe dubluimpact.ro, veți afla mai multe despre toți candidații la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, atât la postul 3TV Oltenia, cât și pe dubluimpact.ro. Acolo veți afla și ofertele electorale ale fiecăruia dintre candidați. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă în continuare. Bună seara!